Iubita lui Culiță Sterp a vorbit deschis despre boala de care suferă. Când locuiam în America, am început să mă trezesc cu dureri. Tânăra mămică a vorbit deschis despre problema de sănătate cu care se confruntă de câțiva ani, mai exact de când s-a mutat în America. Logodnica lui Culiță Sterp și-a creat o comunitate pe Instagram unde vorbește cu fanii și îi pune la curent cu multe aspecte și detalii din viața ei de zi cu zi sau de familie. Tânăra mămică nu ezită să împărtășească păreri și să dea sfaturi celor care îi cer ajutorul. Mai mult, iubita artistului nu se sfiește să-și spună clar opiniile, fără ocolișuri așa cum a fost și când și-a exprimat părerea în mod public despre familia viitorului soț. La momentul respectiv, tânăra a vorbit sincer despre relația pe care o are cu familia lui Culiță Sterp și a făcut-o tot pentru că mulți dintre internauți au întrebat-o direct. Fiind o fire foarte deschisă și dispusă la dialogul cu cei care o urmăresc pe Instagram, Daniela le-a împărtășit un lucru mai puțin cunoscut despre ea și anume faptul că suferă de poliartrita, boala de care a aflat cât timp locuia în America. Când locuiam în America, am început să mă trezesc cu dureri de mâini. De multe ori nu puteam închide pumnul și credeam că e de la sală. Dar cu timpul nu a trecut și am hotărât să investighez. Întrebată cum a făcut fata durerilor în sarcina, logodnica lui Culiță Sterp a răspuns că în mod normal ele dispar, însă la ea nu a fost așa, în sarcina boala stagnează, teoretic ar trebui să nu mai ai dureri, dar la mine au existat. Depinde de fiecare. Acum sunt mai bine.